Bun, haideți să vedem. După petrecerile de pe litoral, din cluburile de lux, întotdeauna există campioni la note de plată. Desigur, vorbim de tinerii cu dare de mână. De obicei, folosesc cardul părinților. De ce nu? Că doar nu dau de la ei. Suma plătită pentru o sticlă de șampanie este mai mare decât prețul unei case într-un cartier de lux. Haideți să vedem care au fost cele mai mari note de plată plătite în ultimii ani. Și pe locul 5 se află notă de plată plătită în 2017 de 30.000 de euro la un club din Mamaia pentru numai puțin de 43 de litri de șampanie. Bacșișul a fost de 4.000 de euro. În același an, un italian care lucrează în domeniul IT a lăsat 45.000 de euro la finalul unui petreceri. În 2018, în timpul concertului rapperului american Tiga, un client a cumpărat un show de artificii și șampanie și ospătari în valoare de 50.000 de euro. Iar locul 2, doamnelor și domnilor, merge la nota de plată de 100.000 de euro plătită pentru o singură șampanie de lux, vedeta petrecerii din acel an de la malul mării. Și cea mai mare notă de plată a tuturor timpurilor a fost de 200.000 de euro pentru o șampanie similară, însă de două ori mai scumpă. Cel care a scos suma din buzunar a fost un englez din Liverpool, venit în România să se distreze la malul mării.